Pentru mine această perioadă a fost și este în continuare o lecție din care am de învățat să mă bucur de fiecare dată de partea plină a paharului. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu ideea unor restricții și dintre toate, cred că cel mai mult le-am simțit lipsa prietenilor de la facultate din online sau din offline, cu care am început să mă văd prea puțin sau chiar aproape deloc. Mi-a fost foarte greu să fiu productiv pentru că îmi lipsește motivația atunci când nu mai există niciun pretext ca să mă ridic din pat. Și mai ales acum că totul s-a mutat în online. De multe ori mă simt chiar singur, mai ales seara când mi-aș dori să fiu la ieșire de board games cu prietenii, să bem ceva și să ne simțim bine. Pentru că nu mă simt deloc bine să stau în casă zile întregi la rând. Iar alte ori mă simt extraordinar de obosit, chiar dacă nu am ziua plină, pentru că nu reușesc să găsesc energia nici măcar pentru chestiile mărunte. Cu toate acestea, încerc să găsesc orice motiv pentru care să fiu recunoscător. De exemplu, mă bucur de tot timpul pe care nu îl petrec în trafic. Îmi sunt prietenii cu fiecare ocazie pe care o am ca să le dau o veste nouă sau ca să ne punem la curent cu ce am mai făcut fiecare. Și învăț în fiecare zi câte ceva nou. Fie că este vorba de ceva ce am citit online sau offline într-o carte, fie că încerc o nouă rețetă sau mă uit la un film care e de mult timp pe lista mea de vizionare obligatorie. Pentru mine, cel mai important lucru sunt prietenii și de fiecare dată când simt că mă cuprinde anxietatea sau singurătatea, știu măcar că pot să-i sun fără să mă simt aiurea. Știu că și ei trec prin aceleași stări și trăiesc ca și mine, pentru că nimeni nu e de unul singur în această perioadă și mă bucur că acest lucru parcă ne leagă tot mai tare unii de alții. Cu această ocazie chiar am reușit să țin legătura cu toți oamenii care îmi sunt dragi, indiferent dacă vorbim aproape zilnic sau doar o dată pe lună. Asta pentru că, punând cap la cap toate îngrijorările pe care le am eu și care mă apasă, am vrut să mă asigur că și cei din jurul meu sunt ok. Astfel, aș vrea să vă transmit mai departe două mesaje. Dacă tu nu te simți în apele tale, nu ești în regulă, folosește această ocazie ca să întărești relația ta cu prietenii, pentru că sunt sigur că te vor înțelege perfect și mai presus de atâta te vor ajuta. Iar dacă tu te simți stăpân pe tine și nu te simți afectat de această perioadă, încearcă totuși să te asiguri că și oamenii la care ți sunt ok și să știe că se pot baza pe tine. Acest material este o inițiativă UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei și mai multe detalii despre campania Spuneți Oful se găsesc pe site-ul UNICEF România.